Salutare prietenașilor și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam și astăzi a venit momentul pentru un clip la Uber Eats, prieteni, dar nu oricum, pentru că e un moment special, ca să pot să zic așa. Am câteva motive pentru care voi face Uber Eats astăzi și am de făcut și un mic anunț printre ele. Primul motiv pentru care fac Uber Eats astăzi și nu Glovo este pentru că la Glovo în ultima perioadă s-a stricat rău de tot treaba. Au angajat ăștia oameni în prostie, frate, și nu mai prind ore libere în calendar. Pot confirma, cei care fac Glovo și au scor de excelență sub 70%, nicio șansă să mai primești ore în calendar când ți se deschid. Nu știu după ce mai deschid calendarul dacă de fapt ore nu sunt libere. Îmi dă mesaj, primesc mesaj în aplicație, vezi că la ora cutare se deschide calendarul, alegeți ore. Ei bine, n-am de unde să-mi aleg ore. Săptămâna asta n-am apucat să-mi iau nici măcar o oră la Glovo. Al doilea motiv pentru care m-am decis și am vrut să fac din nou Uber Eats e pentru că n-am mai făcut de mult treaba asta și mi-era dor să văd cum este la Uber. Lăsând la o parte faptul, v-am zis că n-am ore, n-am cum să fac Glovo chiar dacă aș vrea. Și nu în ultimul rând, principalul motiv pentru care vreau să fac Uber astăzi este că nu voi mai avea cum să fac din data de 3 iunie. Haideți să vă arăt și vouă mail-ul pe care l-am primit de la Uber chiar ieri. Astăzi fiind marți și chiar astăzi veți vedea și acest videoclip. Este 5 mai, filmez data de 5 mai, iar voi veți vedea clipul tot astăzi pe la ora 4, cred. Sper să-l termin. Sper să fac și ceva livrări, pentru că voi face livrări astăzi. Asta dacă primesc comandă și nu se pune ploaia prea rău, pentru că după cum puteți vedea, se vede în apă. Nu știu dacă puteți observa de aici, dar a început să picure afară, deși m-am uitat în aplicație la meteo, nu ziceau ăștia că va ploua astăzi. Haideți să vă citesc și mail-ul pe care l-am primit ieri de la Uber și care vă zic sincer că m-a șocat, pentru că eu nu mă așteptam să renunțe Uber Eats atât de ușor la această competiție cu Glovo, cu Foodpanda, Takeaway și ce mai e pe aici. Și mesajul, cum spuneam, am lansat Uber Eats în România pornind de la o idee simplă, să colaborăm cu restaurantele locale pentru a oferi acces la servicii de livrare de mâncare convenabile și de încredere, indiferent de ocazie. Asta a fost la început. Din păcate, în ciuda eforturilor echipei noastre, Uber Eats nu a crescut conform așteptărilor. Din această cauză am luat decizia finală de a asista serviciile aplicației Uber Eats în România, începând de miercuri 3 iunie. Ei bine, Uber Eats, părerea mea este sinceră că v-ați dat bătuți foarte, foarte ușor și în mare parte este vina voastră pentru tot ceea ce s-a întâmplat la Uber în anul din urmă. După cum bine știți, Uber a fost înaintea companiei Glovo în București, adică s-au lansat înaintea lor. Au băgat ceva bani în reclame la început, le-a mers bine o perioadă, cred că în 2018, tot anul, de când au apărut, de prin mai, dacă nu mă înșel, dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți, le-a mers foarte, foarte bine. Au fost înaintea companiei Glovo tot anul respectiv, din părerea mea, din ce am văzut eu așa pe stradă, ca și curier și număr de comenzi ce am auzit de la unii alții. Cu timpul treaba s-a mai stricat. Glovo a investit foarte mult în promovare, în campanii de marketing și așa au ajuns să fie înaintea celor de la Uber. Chiar pot spune că și eu am contribuit, poate indirect, în mod indirect, pentru că eu am început să fac vloguri la Glovo. Eu aveam 300 de abonați când m-am apucat să fac Glovo și așa am urcat la vreo 15 milioane de vizualizări, gândiți-vă, la clipurile mele cu Glovo. Așadar, în mod indirect, poate pentru că eu nu am intenționat asta, am ajutat enorm această companie să se ridice și uite așa apar și victime colaterale, pot spune, pentru că Uber n-a știut cum să facă față acestei concurențe din partea Glovo, din partea Foodpanda, care este la fel o companie foarte bine închegată pe piața din București, cel puțin. În concluzie, vina cred că aparține celor care au administrat această companie în România, pentru că n-au știut cum să o promoveze, n-au investit cu cap în campaniile de marketing și problema cea mai mare, care cred eu că i-a tras în jos, e faptul că au băgat foarte multe promoții cu taxe de livrare zero. Ei au crezut că dacă vor băga o săptămână, două, trei, o lună, 4 luni taxă de livrare zero, adică puteai să comanzi fără să plătești acea taxă de 5 lei, 6, 7, 8 lei, vor ieși înaintea celorlalte companii care aveau taxe de livrare destul de mari. Dar uite că n-a fost așa, eu cel puțin profitam de Uber Eats și comandam de la ei, prin ei, doar când aveau acea promoție cu comandă fără taxă de livrare. Chiar sunt curios dacă printre voi sunt persoane care procedau la fel ca mine, adică comandau prin Uber Eats doar de dragul faptului că nu este acea taxă de livrare de 4-5 lei. Eu sincer așa făceam, iar dacă în săptămâna imediat următoare vedeam taxe de livrare la Uber, vă zic sincer că nu mai comandam prin ei. Asta tocmai datorită faptului că așa m-au învățat, fără taxe de livrare. Iar taxa de livrare contează foarte mult la o companie de genul. Acum nu știu ce se va întâmpla cu toți curierii care livrau la Uber Eats, dar
cel mai probabil vor încerca să migreze către Foodpanda, către Glovo, dar nu mai e chiar atât de ușor să te angajezi la Glovo în acest moment cum era înainte. Nu am șefule, n-am acum. Din ce am auzit, eu sunt peste 5.000 de curieri la Glovo în așteptare ca să înceapă munca. Deci vă dați seama ce șanse sunt să te sune cei de la Glovo pe tine dacă faci înscrierea la ei pe site. Foarte, foarte mici și din ce am auzit, nici la Foodpanda nu mai angajează prea mult. În condițiile date, nu știu ce se va întâmpla cu curierii de la Uber Eats, vor trebui să se reprofileze, nu știu, dacă vor găsi locuri pe la celelalte companii, dacă nu, nu știu, vor trebui să facă altceva. A venit ca un tun așa dintr-o dată această decizie a celor de la Uber Eats. Eu v-am zis de la început că nu mă așteptam să se întâmple asta, dar viața merge înainte cu Uber sau fără. Chiar avea câteva chestii în plus, câteva puncte forte această companie, cel puțin pentru noi curierii, pentru că nu trebuia să ne selectăm orele dinainte în program. Intrai când vrei în aplicație și veți vedea că și astăzi este la fel. Nu am program prestabilit la Uber Eats, doar intru în aplicație, îmi dau online și e posibil să primesc comenzi sau nu. Acestea fiind spuse, prieteni, haide să dăm drumul la treabă, îmi dau check-in în aplicație la Uber Eats și vreau să fac câteva ore de livrări. Dacă nu se pune ploaia și, bineînțeles, dacă nu stau degeaba, haide să vedem dacă este așa sau nu. Câți bani voi câștiga în 2-3 ore la Uber? Băi, prietenași, stau de 30 de minute în acest moment, fără comandă pe aici, prin centru vechi, m-am tot plimbat aiurea. Am și mâncat ceva de la un mini fast food aici, mai în spate puțin. N-am primit comandă și nu știu ce să fac, dacă are rost sau nu are rost să încerc să mai fac livrări la Uber Eats. În mare parte, vlogul ăsta pe care îl fac astăzi e să vă întreb și voi ce părere aveți despre ceea ce s-a întâmplat la Uber Eats și mai exact cu faptul că s-au retras din Românica noastră dragă. Pentru că din ce știu eu, parcă livrau și în Brașov, Constanța de asemenea, parcă erau și în Cluj și Timișoara. Nu mai rețin exact, pentru că făcusem eu un vlog și mi-au scris mulți că s-au băgat la Uber după ce am făcut clipul ăla prin Brașov, parcă Constanța, etc., nu știu, chestii de genul. Ideea e că, uite, stau degeaba și nu primesc comandă, chiar nu știu ce să fac, dacă are rost să mai pierd timpul pe aici sau nu are rost să mai pierd timpul. Mă mai plimb puțin pe aici, prin centru, poate mi intră și mie o comandă la Uber, dacă nu, va fi și ultimul clip pe viață, cel mai probabil, pentru mine, în România, la Uber Eats. E pustiu orașul, așteptăm cu toții 15 mai. Deși pentru mine, că mi-a scris și voi treaba asta în comentarii, pentru mine a fost mai ușor oarecum, pentru că totuși am ieșit afară din casă și în condițiile astea sunt sătul de carantină și starea de urgență. Nici nu vreau să mă gândesc cum e pentru voi, cei care a stat închiși în casă și n-ați ieșit afară, la copii mă refer în mare parte, decât până la magazin sau, nu știu, cred că ați nebunit în casă oricum. Haideți să vă arăt ceva. O imagine la care, sincer, nu mă așteptam, dar e de apreciat oricum. Au angajat ăștia multă lume la Glovo. Uite, doamna livrează la Glovo. La Glovo se livrează la toate vârstele. Doamne, eram pantof cu toc, în fustă și livra la Glovo. În fine, nu e treaba mea. Ei știu cum fac angajările, n-am nicio treabă cu femeia, Doamne ferește. N-am niciun stres. Doar vreau să menționez așa în general că în ultima perioadă au angajat ăștia la Glovo fel și fel de oameni. Cei care lucrează la Glovo puteți să confirmați treaba asta prin comentarii, chiar vă rog să o faceți. Voi ăștia care sunteți ca mine acum cu lipsă ore în program și stăm pe bară pentru că ăștia au angajat în prostie oameni. Asta e, am 1400 și ceva de livrări efectuate până acum la Glovo, iar ei nu țin cont de treaba asta. Ei țin cont doar de scorul de excelență când eliberează orele în program. Probabil a scăzut și numărul de comenzi, nu știu ce s-a întâmplat, s-a stricat ceva oricum la treaba asta cu Glovo. Pentru că v-am zis de obicei, mie mi se liberau orele în program pe la ora 5:30, dar acum, jale frate, mi s-a deschis ieri programul, adică luni, la ora 6:53 și nu mai era decât o oră liberă, parcă. După aia s-a mai eliberat una, păi ce rost are frate, și chestia nașpa e, hai că eu ca eu, că deja știu, îi cunosc pe ăștia, dar sunt aia care s-au angajat recent și când te angajezi la Glovo trebuie să plătești niște comisioane și impozit la stat. Tu dacă nu muncești o săptămână, plătești impozit la stat, frate, pentru săptămâna aia. Așa ți-e contractul făcut. Nu știu ce vor face oamenii ăștia, hai că eu am scorul de excelență 60, dar ăștia care se angajează nici nu au scor de excelență, ăștia angajați noi. Cum își aleg ăia ore în program?
Pentru că în funcție de scorul ăla de excelență, cu cât e mai mare, cu atât se deschide calendarul cu ore libere, ca să selectezi dinainte, lunea și joia, un program gen. Ți apare notificare, băi, Varlame, frate, vezi că ți se deschide programul la ora 6.53, dacă ai intrat la și 5.5, nu mai găsești ore libere. Cam așa se întâmplă acum, în perioada asta. O bătaie de joc, din părerea mea. Adică de ce ai angajat oameni peste măsură? Ca noi ăștia care lucrăm part-time să nu mai ai nicio șansă, pentru că dacă eu lucrez 4 ore pe zi și unul lucrează 12 pe zi sau nu 10, că acum sunt doar 10 ore maxim pe care le poți lua, normal că ăla își face scor de excelență cu 10 ore. Eu n-am cum să mai fac scor de excelență cu 3-4 ore. Iar ei, că au angajat oameni peste măsură, adică au angajat în prostie, cum s-ar spune, pe lângă faptul că sunt 5.000 în așteptare care vor să înceapă, mi-a scris foarte mult prin mesaje pe Instagram: băi, Varlame, ce să fac, frate, că vreau să mă angajez la Glovo, am făcut cererea, nu-mi răspunde nimeni. Băi, prieteni, eu n-am cum să vă ajut, eu sunt un simplu curier ca și voi. N-am ce să fac eu. Chiar dacă mulți m-au vorbit și pe la spate și au zis: bă, frate, lasă-mă că tu ești plătit de Glovo, să te prinzi pe stradă cu geanta. Niciodată, frate, n-am primit de la ăștia niciun ban. Pentru nimic. Eu am pornit cu Glovo la 300 și ceva de abonați și așa m-am ridicat, am făcut 130.000 de abonați cu livrările mele la Glovo. Chiar n-am vrut să fac o serie din treaba asta, dar așa a fost să fie. Vouă v-au plăcut videoclipurile mele și am continuat să fac clipuri la Glovo și să pun în titlu Glovo, pentru că mă recomandă YouTube în continuare celor care au văzut deja clipuri cu titlul Glovo. Tocmai de aceea pun titlul Glovo la fiecare vlog, pentru că YouTube îl recomandă mai departe. Tot dacă te-ai uitat la un clip cu Glovo, automat mai primești o recomandată cu un clip de la Glovo de al meu mai vechi. Pasajul Villa Cross, sau cum se numește ăsta? Ce e aici, băi, prieten, că nu mai rețin numele exact. Parcă era trecut pe acolo, pe sus. Villa Cross, da. E pasajul Villa Cross ăsta. E plin de cafenele de terase aici afară. Pe timp de vară, mulți turiști stau și servesc aici, în zona asta, o cafeluță. E frumos aici, dar nu ies pe acolo, pentru că nu-mi place. Cred că vreau să fac dreapta pe aici undeva. Și ies chiar în calea Victoriei. Stau și mă plimb degeaba, fără comandă. Am să dau un restart aplicației, nu știu, dau un update, pentru că nu i-am mai dat de mult. Poate am să primesc ceva comenzi la Uber. Nu știu ce se întâmplă cu aplicația, dar vedeți ce frumos e aici. Tare frumos pasajul ăsta. Da, mă, uite, pasajul Villa Cross. Așa se numește. Rap! Hai că nu știu eu cu de-astea, mai am de învățat. Da, băi, cam asta e ideea. Închid acum camera, mai stau 15-20 de minute și dacă nici așa nu-mi intră comandă, nici după timpul ăsta de 20 de minute pe care mi-l mai acord, am să fac încheierea vlogului. Așa, cu bune și cu rele, am vrut să vorbesc puțin despre companiile astea de curierat. În ritmul ăsta, dacă nu se potolește treaba la Glovo, nu știu, să facă ceva oamenii ăștia, să împartă orele pentru fiecare. Băi, frate, și pentru aia care lucrăm part-time câte 3-4 ore, că noi nu mai prindem ore în condițiile date cu scorul de excelență. Nici nu mai crește, să nu mai zic că nu mai crește scorul de excelență în perioada asta. Probabil voi care nu sunteți curieri vă veți întreba acum: bă, Varlame, ce ai, mă, frate, de ce ne vorbești nouă de chestiile astea? Dar trebuie să vorbești de ele, pentru că sunt mulți curieri la nivel național și mulți care s-au înscris după ce mi-au urmărit mie videoclipurile. Tocmai de aceea am spus la început, pentru că am o mare parte de contribuție, fără să mă laud, la ridicarea acestei companii. Indirect am ajutat și m-am ajutat și pe mine, de asemenea, să cresc în număr de abonați. Pentru că așa m-a ridicat cu clipurile de la Glovo. Că s-au ridicat și ei pe lângă mine, că i-am ridicat fără să vreau, asta e, dar nu m-au dat niciun ban, niciodată. Poate am mai primit de pe vreo 10 persoane bonus de recomandare. Nici bonusul ăla de pe recomandare, frate, nu prea mi l-au mai dat în ultima perioadă. Și aștept niște răspunsuri acum de la ei. Ați văzut că aveam mai de mult în descriere niște link-uri de la de angajare la Glovo. Fiecare curier are treaba asta, adică și tu, dacă ești curier la Glovo, ai un link de recomandare și îl dai prietenilor tăi. Dacă ei se înscriu, primești și tu 50 de lei după vreo 30-50 de comenzi. Vă dați seama, o avere. Pentru că dacă stau bine și mă gândesc, chiar am să mă uit în aplicație acum, să văd câte persoane s-au uitat la vlogurile mele. Sunt peste 15 milioane din ce știu eu. Haideți să vedem. Da, măi, sunt 16.770.000 de vizualizări. Deci, ca să vă dați seama câtă lume s-a uitat. Și tot ca idee, v-am zis, fraților, eu m-am apucat de vlog în 2019, atunci am început blan în forță. Am postat din luna martie câte două clipuri săptămânal. Cel puțin două clipuri, au fost săptămâni în care am postat și câte trei clipuri.
martie 2019. Am mai postat vreo 3-4 clipuri și în 2018, dar nu am ținut de treabă, au adunat foarte puține vizualizări. Ei bine, din martie anul trecut, de când m-am apucat eu, ca idee așa, nu știu cât a contat treaba asta, eu cred că a contat puțin, Glovo livra doar în București anul trecut, prin martie așa. Poate mai era și Cluj, dar nu cred. Cred că era doar București. Ei bine, din perioada aia, când am început eu să fac clipurile la Glovo, oamenii au început să se lanseze peste tot în România. Sunt, dacă vă uitați acolo pe site, pe lista de angajare, sunt multe orașe. Acum e și Deva, e București, Brașov, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Arad. Băi, sunt multe orașe acum, frate. S-au lansat oamenii ăștia peste tot. N-am nimic cu această companie, îmi spun doar ce am pe suflet, pentru că eu vreau în continuare să livrez la Glovo, doar că momentan nu pot, frate, pentru că n-am programul ăla liber. N-ai program, frate, când n-ai program, n-ai program. Ce faci? Stai acasă. E riscul meseriei. Am zis că închid camera, dar n-am mai închis-o, am început iar cu poveștile. Uber e mort, prieteni. Și am să mă duc acum acasă, îmi bag pe balcon geanta și o țin pentru... pentru ce să o țin? Pentru ieșit la iarbă verde, nu știu, o băută pe undeva la cineva la curte. Altceva ce să faci cu geanta de la Uber? Poate se va găsi cineva să cumpere toate gențile astea și să investească într-o nouă companie de curierat. Nu știu, pentru că sunt mulți care au gențile acasă și n-au ce face cu ele. În fine, băi prieteni, cam asta a fost și pe ziua de azi. Nu are rost să mai pierd timpul pe aici, să mă plimb de nebun prin centru vechi. Mi-a prins bine această plimbare, așa am mai ieșit și eu din casă, pentru că n-am mai livrat de ceva timp. Cred că am vreo 5-6 zile de când n-am mai ieșit cu bicicleta. A fost și 1 mai și mi-am făcut puțin de cap în perioada asta. Drinky și chestii de genul. Am făcut niște adunări de comitet, pe la unul, pe la altul, pe la prieteni, pe la tovarăși. Și da, cum spuneam, Uber Eats se închide din 3 iunie în România. Nu vor mai efectua livrări. Treaba merge oricum prost la ei în ultima perioadă. S-a stricat totul și v-am zis încă de la început părerea mea personală. Nu știu dacă greșesc, contraziceți-mă. Și tocmai de aceea v-am zis, vreau să aud și părerile voastre. Vreau să citesc părerile voastre, de fapt, prin comentarii. De ce credeți că pleacă Uber Eats din România? Cu voi a fost Varlam, eu voi închide acum acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul dacă v-a plăcut clipul ăsta. Abonați-vă la canal și ce să vă mai zic, ne vedem data viitoare. Pa, pa!